Formează o ofensivă internațională împotriva regimului de la Kremlin, acuzat că nu respectă acordul de la Geneva și alimentează în continuare separatismul din estul Ucrainei. După ce Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat un nou set de sancțiuni împotriva Moscovei, la măsuri similare au recurs Canada și Japonia. Chiar și așa, tensiunile din Ucraina se amplifică. La Donetsk, activiștii proruși înarmați cu bâte și cuțite au tăbărât peste o coloană de manifestanți pașnici care scandau sloganuri pentru integritatea Ucrainei. Peste 500 de militanți proruși au atacat ieri un grup de aproximativ 1000 de adepți ai suveranității Ucrainei, care se deplasau în coloană pe străzile orașului. Deși activiștii proruși erau mai puțini, aceștia aveau asupra lor bastoane, pietre și cuțite și erau mult mai agresivi. Potrivit unui prim bilanț, cel puțin 14 persoane au fost rănite, iar unele au suferit traumatisme grave. Mai mult, agresorii au sechestrat 7 manifestanți pașnici și au ținut prizonieri în sediul mișcării separatiste din Donetsk. În această dimineață, ei au fost eliberați. Între timp, presa ucraineană a dat de casa din Moscova lui Igor Ghirkin alias Igor Strelkov, agentul special rus care coordonează separatiștii proruși din Slaviansk. Vecinii lui Ghirkin l-au recunoscut imediat. Între timp, sancțiunile internaționale împotriva Rusiei se amplifică. Uniunea Europeană a adăugat 15 oficiali ruși și ucraineni pe lista pe care figurează deja 55 de persoane supuse sancțiunilor. La rândul lor, Statele Unite au luat în vizor încă 7 oficiali și, cel mai important, 17 mari companii rusești, deținute de magnați din cercul președintelui rus Vladimir Putin. Analiștii internaționali notează că sancțiunile SUA împotriva Moscovei sunt mult mai ferme decât cele ale Uniunii Europene, care depinde de resursele energetice ale Rusiei. Totodată, Canada a anunțat o nouă serie de sancțiuni împotriva Moscovei, vizând de această dată 2 bănci și 9 oficiali de rang înalt. Iar Japonia a interzis acordarea de vize pentru 23 de oficiali ruși și a confirmat înghețarea negocierilor privind 3 acorduri, inclusiv unul privind investițiile.